Germany. Deși sunt celebru, îmi place tare mult să merg cu troleibus. Mai ales că toți șoferii și fetele și șoferițele care sunt pe troleibuze chiar opresc la jumătate de stație când mă văd că merg spre oraș sau invers sau la fel și deschid ușile, cu toate că nu este voie să deschide ușile pentru mine, o fac treaba asta. Și toată lumea mă observă și mie mi-e foarte drag lucrul ăsta și intră în vorbă cu mine instantaneu, așa, eu le zâmbesc. Deci mai ales la troleibuzele noi, întotdeauna când o să vă uitați pe geam, o să-l vedeți pe Ion Lăceanu lângă șofer, separat de geam atâta. Eu m-am gândit că îmi trebuie o cutie frumoasă de instrumente și am cumpărat numai cutia fără camera de filmat și eu, ca să o fac mai estetică înăuntru, am vopsit-o. Vopsea roșie ca să fie frumoasă. Păi să zice că culoarea roșie este cea mai observabilă. Mă mândresc singur cum arăt, ca să nu zic frumos. Mie mi-e foarte drag să fiu pus foarte bine la punct, chiar și cu părul. Cum zic eu, 2001 trebuie să fie lângă 2002 firul. Că fiecare om când doarme să mai ciufulește la păr, să mai știu eu, sau să miros frumos. Am Boss deja, am Armani, am Aramis. E o vorbă care o spun în glumă acum, venind de la voi, să-ți dai cu Dracar Noir și cu Boss și cu diferite parfumuri, înseamnă că gustul mi s-a dezvoltat foarte mult. Când eram copil, aveam un ciop de oglindă care, de fapt, se bărbirea tata în el. Când am început să simt și eu ceva pentru fete, pe la 11 ani, 12 ani, se numea Ioana. Și era foarte pedantă și atunci mi-am dat seama că bâncei, la urmă, rămânea puțin zahăr mai pe fund. Și am pus degetele odată și am simțit că lipește. Deci, simțind că lipește, m-am gândit la o trăznaie, dacă pot să spun așa. Făceam apă cu zahăr, după ce mă pieptănam, aranjam, îmi făceam freza, mi-o aranjam și dădeam cu puțină apă făcută din zahăr cu zahăr și rămânea părul exact ca și la fixativul de astăzi. Și mă spălam la cap. La ligian, mă spălam la cap, după care mă uscam, nu mă uscam cu fion atunci când aveam cum, făceam mama căldură în sobă, deschideam ușa și puneam capul în gura sobii acolo și mă uscam în loc de fen. Deci ia cătă de unde cred că inventatorii de fixative sau de fenuri n-au fost altceva înainte decât prin astea au trecut și ei, probabil. Dar pentru că sunt foarte spilcuit, cum zicea mama, Dumnezeu să o ierte, lumea îmi spunea, unii din tineri ăștia, așa zice, uite cum e aranjat ăsta, parcă ar fi homosexual. Și asta m-a deranjat în viață. Deci încolo totul a mers extraordinar de bine. Mi sunt foarte dragi aceste instrumente pe care eu cânt la ele, datorită faptului că te exprim prin ele durerea altuia sau durerea ta. Deci după ce am făcut-o, eu zic să arate mai aspectos, mai nu știu cum, am luat o carioca mai groasă așa și cu multă răbdare am făcut picățelele astea ca să nu pară un cap de copil. O doină nu înseamnă a o juca. O doină este durerea unui om că și-a pierdut un copil, că și-a pierdut o oaie, și-a pierdut un mel sau și-a pierdut un bou. Și eu cred în treaba asta foarte mult. El de supărare umbla tot câmpul că-și pierduse oile și cânta o doină și mai departe când le-a zărit în zare, a zis, parcă sunt oile mele. O chestie extraordinară care nu m-am gândit niciodată că o să cunosc pe Salvador Dalí. Mi-a dedicat acest desen, care l-am cu scrisoare cu tot, din partea lui, care l-am primit în plic în țară la noi și m-am dus și l-am luat de la poștă, care nu știam ce este în el. Că era o valoare inestimabilă și este cel mai mare trofeu al artei mele pe care l-am primit vreodată. Zic, eu îl port ca trofeu acest desen al lui Salvador Dalí. Dacă veni vorba de cravată, această cravată am primit-o cadou de la Kofi Annan anul trecut la New York, la Națiunile Unite. Dar, revin,
spre surprinderea mea, nu există niciun drapel românesc pe ea. Mă întreb de ce. Am întors-o și pe față, și pe dos, și pe toate felurile. Nu există drapelul românesc pe ea. Am rămas mirat, mai ales că la Națiunile Unite, mi-aduc aminte că am avut și noi președintele Națiunilor Unite, a fost Corneliu Mănescu cândva. În general se spune hobby, dar la noi interior mai se spune dambla. Ce dambla am eu? Vin seara de la program și eu pe Chiti și pe Țiți și îi pun aici amândoi și stau și îmi beau un paharel de bere și mă recrează acest lucru. Asta e dambla. Am citit într-un ziar că Pavarotti nu știe note. Nu vine să cred treaba asta, dar de Ion Lăceanu să credeți că eu nu știu note muzicale și tot a fost numai un talent care Dumnezeu mi l-a dat și îi mulțumesc din toată inima cu o sărutare dulce lui Dumnezeu.